Aș vrea să vorbim puțin despre Mihai Eminescu și să spunem dacă Mihai Eminescu este mântuit. Titlul acestei videoclip ar trebui să fie Mihai Eminescu, martirul nemântuit sau martirul mântuit. De obicei, martirii sunt mântuiți. Și asta este și ideea, poți să spui și martirul nemântuit, că tot aia înseamnă, poate chiar, în fine. Deci Mihai Eminescu, întâi și întâi că spun că dacă citim pe G. Călinescu, și care și-a dedicat mare parte, cea mai mare parte, el, de fapt, istoria literaturii române de la origine până în prezent este închinată lui Mihai Eminescu, deci el este cheia de boltă. Dar, citindu-l pe Mihai Eminescu, observ că Mihai Eminescu însuși spunea despre sine în epigonii, aparent că se băga și el pe sine, el de fapt, cred eu, el spunea că toți poeții de înainte, Prale, Păcăreștii, Daniil cel Tâi și Mic, cine mai fost acolo, Alexandrii și toți ăștia, Alexandri. Ei sunt ca niște profeți, iar el este Isus. Și de fapt acum pe bani, cea mai mare bancnotă românească e 500 de lei cu Eminescu, iar medalia sau cum banul cel mai mare al României este banul de aur cu Isus Hristos de 5.000 de lei. Și atunci cer, și care de fapt valorează mult mai mult, că nu este așa de mult. Profet, unde e? Aici. No, ia și mănâncă. Da. Și atunci punem întrebarea dacă Mihai Eminescu. Deci poți să spui, nu, în estetica lui așa, în spațiul românesc, cumva Mihai Eminescu a creat spațiul românesc, modern, dar ideea este următoarea. El, dacă vrei să citești, și cam asta caracterizează, că nu neagă de-a dreptul poezia Mortu aes, foarte frumoasă, până de-a purul Virginei Mariei și treburile astea, dar după aia vezi că o ia pe ulei și cam asta. Și atunci, cum să zic, credința nu te poate face niciodată știi, să ajungi undeva sau undeva bine. Credința mereu te va. Nu credința, mă refer necredința sau credința în tine însuți. Nu? Asta este mesajul Bibliei sataniste, să crezi în tine însuți. Și asta este vehiculat de către cultura asta alternativă. Și atunci ce vreau să spun? Că Dumnezeu nu s-a lăsat pe Mihai Eminescu, deși Mihai Eminescu a scris și a avut atitudinea asta mesianică și a zis, bine, bosule, să știi că nu numai Iisus a fost Mesia, sunt și Mesia mai mici. Și tu, dacă nu te fac un Mesia poetic și acei 6 ani în care a luat plumb sau mercur sau ce i-au dat, de l-au făcut praf, după aia a murit. Dai seama că a murit o moarte de martir, ca Marcel Nebunul, ce a cunoscut noi pe aici, prin zona. Deci, dar în schimb, ce Marcel mărturisea, în condițiile securității și toate astea, ei bine, Mihai Eminescu a suferit ca un martir și a murit ca un martir, așa că Dumnezeu este posibil să fi primit. Dumnezeu l-a primit probabil și pe Bob Marley, care a făcut fel de cancer, nu știu exact, melanomă, cum zice, și i-a căzut părul și a pus o căciulă în cap și după aia s-a botezat. Deci a trecut de la erezia rastafariană la împăratul Etiopiei și trebuie a trecut la Biserica Ortodoxă Etiopiană, fiind botezat în Jamaica, de episcopul Bisericii Etiopiene de acolo. Că și dogmatic. Iar Eminescu a fost mântuit prin martiriu și mântuit cristic, deci practic. Deci Eminescu, dacă ar avea o voce asta să spună, zice, băi, bosule, nu mai bate ta capul că însă așa, că e așa, că tu vezi poezia și treci peste scăpările ce le-am avut
timpul vieții atunci și atunci și atunci toate astea. Nu asta este ceea ce este important. Deci, Eminescu, acum viu, ca să numim așa, ar zice prin gura mea, acum aș face mai bine. Și asta e un gest care mulți oameni ajung la altă vârstă sau etate, nu? Zice, dacă aș trăi viața de la început, aș trăi mai bine. Nu, Eminescu, eu cred că ar scrie mai bine ca și Shakespeare. De asemenea. Shakespeare era un băiat necăjit și asta era lumea. El a acceptat. Și atunci, ce să mai zic? Eminescu, martirul nemântuit. Amin.